Domnul Vasile Dîncu și-a dat demisia din funcția de ministru al apărării. Ne întrebăm ce anume i-a cerut președintele Iohannis, comandantul suprem al armatei, și ministrul apărării nu a fost de acord să facă. Momentul demisiei domnului Dîncu coincide cu venirea în România a Diviziei 101 Aeropurtată a Statelor Unite ale Americii. O divizie condusă de domnul John Lucas, care declară că ei sunt gata oricând să intre în conflict. Sunt gata oricând să treacă granița în Ucraina. Cum este posibil ca soldații americani să vină pe pământ românesc și de pe pământ românesc să spună că ei sunt gata de luptă, gata să atace? Noi nu suntem de acord cu asta. Noi nu suntem de acord cu asemenea atitudini și asemenea amenințări. Dacă soldații americani vor să atace un alt stat, ei trebuie să o facă de pe teritoriul țării lor, nu de pe teritoriul țării noastre. România și românii nu sunt la dispoziția Statelor Unite ale Americii. România și românii nu amenință și nu folosim bullying cu alte țări. Asta nu este ceva ce ne caracterizează și spunem nu războiului, spunem nu acestor atitudini. România vrea pace. Și protestele din Europa au arătat că și europenii vor pace. Din ce în ce mai mult, acest război a arătat că îndeplinește dorințele a multor lideri a unor țări, în timp ce popoarele de sub ei, europenii, ucrainienii, românii, basarabenii, suferă. Liderii americani își avansează vânzarea de armament, liderii de la Kremlin își trec în nume propriu teritorii ce aparțin Ucrainei și liderii europeni nici măcar nu s-au supărat că a explodat Nord Stream-ul, pentru că acum au o șansă extraordinară de a împinge Green Deal-ul. Și asta în timp ce europenii suferă, ucrainienii mor pentru a-și apăra țara, românii suferă de sărăcie și cresc în sărăcie din cauza prețurilor la energie, iar basarabenii sunt pe cale să rămână în întuneric și în frig. Domnule președinte Iohannis, am învățat că tăcerea dumneavoastră nu este niciodată de bun augur. După demisia ministrului apărării și prezența Diviziei 101 Aeropurtată a Statelor Unite ale Americii în România, tăcerea noastră este o altă lovitură, o lovitură cu ignoranță și aroganță în români. Domnule Iohannis, suntem extrem de îngrijorați. Parcă avem un deja vu, acea liniște dinaintea furtunii. Așa a fost și cu pandemia, când ne-a spus că este o simplă răceală, pentru ca peste noapte să instaurați starea de urgență, să închideți școli, să închideți spitale și să terminați afacerile românilor. Aceasta este starea de îngrijorare în România și dumneavoastră, domnule președinte, trebuie să o adresați. Nu știm ce este în spatele acestei tăceri. Vă spunem doar că România vrea pace. Nu vrem și nu ne trageți într-un război în care nu vrem să fim implicați.